Echipele de control ale APIA verifică dacă declarațiile privind efectivele de oi și capre pentru care s-a cerut prima pe cap de animal coincid cu ce au în fermă. Crescătorii de animale trebuie să mențină în exploatație la adresa menționată în cerere, minimum 100 de zile, efectivul de animale pentru care au solicitat ajutorul. Reprezentanții APIA avertizează că animalele găsite la control fără numere de identificare sau incorrect identificate sunt animale nedeterminate, care generează penalități sau excluderi de la plată. Se verifică locația unde sunt menținute animalele, identificarea animalelor, pentru că ele se verifică la nivel de crotalie, și de asemenea registrul exploatației, eventualele mișcări de efective care puteau să apară din diverse motive, de regulă de circumstanțe naturale, forțe majore. Atunci se verifică și documentele sanitar-veterinare eliberate. În cazul în care solicitantul refuză sau restricționează accesul în fermă a reprezentanților APIA pentru efectuarea controlului la fața locului, cererea prin care s-a solicitat prima pe cap de animal devine neeligibilă. Termenul limită în care se vor face aceste controle este jumătatea lunii octombrie, fiind prelungit din cauza pandemiei de COVID-19. Tot din acest motiv, plata se face în avans, fără a avea introduse date de la control. În funcție de neregulile descoperite la fața locului, se vor aplica sancțiuni și penalizări.